Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a instruit guvernul său să nu mai poarte discuții bilaterale cu Atena. Este cea mai recentă inversare de poziție a Turciei după ce anul trecut au fost reluate discuțiile pentru a aborda tensiunile dintre cele două țări. Turcia și Grecia, ambele membre NATO, au fost de mult timp în conflict cu privire la o serie de probleme, cum ar fi granițele maritime, extinderea platformelor lor continentale, spațiul aerian și Ciprul divizat din punct de vedere etnic. După o pauză de 5 ani, discuțiile diplomatice au fost reluate anul trecut, dar au progresat puțin sau deloc. Tensiunile s-au accentuat din nou după ce președintele Erdogan a anunțat săptămâna trecută că premierul grec Kyriakos Mitsotakis nu mai există pentru el, acuzându-l pe liderul grec că încearcă să blocheze vânzările de avioane de luptă F-16 către Turcia în timpul vizitei acestuia în Statele Unite ale Americii. Este important să mai menționăm că Turcia încearcă să obțină asigurări că Suedia și Finlanda nu vor sancționa din nou Turcia, întrucât Ankara se pregătește să lanseze încă o ofensivă militară transfrontalieră în Siria. Premierul israelian Naftali Bennett l-a găzduit la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unei întâlniri pe directorul general al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, Rafael Mariano Grossi, la Ierusalim, în timpul căreia premierul israelian și-a exprimat profunda îngrijorarea Israelului cu privire la progresul Iranului în obținerea armelor nucleare, înșelând în același timp comunitatea internațională, folosind informații false și minciuni. Bennett a mai subliniat necesitatea urgentă de mobilizare a comunității internaționale pentru a lua măsuri împotriva Iranului folosind toate mijloacele pentru a împiedica Republica Islamică să obțină arme nucleare. Israelul și-a arătat clar susținerea pentru îndeplinirea mandatului Agenției ONU față de Iran într-un mod profesionist și independent. Bennett a precizat că Israelul preferă o soluție diplomatică, care să oprească programul nuclear iranian. Cu toate acestea, dacă diplomația eșuează, Israelul își rezervă dreptul la autoapărare și la acțiune împotriva Iranului pentru a-i bloca programul nuclear, în cazul în care comunitatea internațională nu reușește pe cale diplomatică. Războiul din Ucraina are mai multe fețe urâte. Pe lângă ororile deja foarte cunoscute ce au loc în zonele unde se dau lupte grele, misionarii evanghelici din Europa de Est au raportat și continuă să raporteze multe ocazii când s-au confruntat deschis cu puterile oculte. Acest lucru a început cu mult înainte de invazia Ucrainei și este și mai pregnant astăzi. Internetul este plin de site-uri web cu vindecători spirituali, magicieni, vrăjitoare, astrologi și așa mai departe. Toți oferă protecție specială pentru viață și proprietăți, vindecare de experiențe traumatice și răni. Atât mamele din Ucraina cât și cele din Rusia au alunecat către magie și ocultism, au cumpărat amulete, scrisori de protecție, icoane speciale pentru a îndepărta forțele malefice și pentru a-și proteja fiii care luptă în război. Când oamenii se comportă în astfel de moduri demonice, este absolut nevoie din partea creștinilor aceștia să-i ceară lui Dumnezeu să curețe țara de asemenea puteri demonice. La urma urmei, ca orice alt război, războiul dintre Rusia și Ucraina are și o dimensiune spirituală. Public Health Scotland a publicat recent numărul de avorturi efectuate în țară în 2021, care se ridică la peste 13.700, o rată de 13,4 la 1.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 44 de ani. Datele arată că s-a păstrat aceeași tendință ca în 2020, când au fost cele mai multe avorturi din ultimul deceniu. 53% dintre avorturi au fost făcute acasă și au constat în administrarea a două seturi de pastile în primele 10 săptămâni de sarcină. Înainte de pandemie, această procedură nu era posibilă acasă. Apoi, guvernul scoțian a oferit posibilitatea temporară ca avorturile să fie mai accesibile. Acum a devenit permanentă. Mai mult, premierul Scoției, Nicola Sturgeon, s-a angajat recent să prezideze un proiect de lege pentru incriminarea activității pro-viață în afara spitalelor și clinicilor și interzicerea prezenței persoanelor care oferă ajutor și sprijin femeilor în clinicile de avort.